Mă, șacalilor, mă, ce faceți, mă, șacalilor, mă, fraților, mă, șacali, frate. Bă, nici nu vă vine să credeți, mă, ce idee mi-a trecut mie prin cap, cum a tunat din nou așa, frate, o idee, cum mi-a venit așa. Mai întâi hai să vă povestesc cum mi-a venit ideea. Dădeam eu cum prin bucătărie și cum dădeam și nu știu, dădeam așa și deodată am zis, bă, am o idee. Mi-a venit ideea. Nu știu dacă e posibil, dar hai să strângem 1000 de like-uri pentru acest episod. E 1000 de șacali care au dat like și acum... Dacă... Oh, da. Jurnalul meu, frate. De nu-mi vine să cred. Deci ultima oară când am deschis-o a fost acum... Acum mulți ani, știi? Și vreau să deschid acum cu voi, știi? Și să văd ce am scris aici. Vreau să fie de mulți ani ca să am o scuză. Atâta vreau să am o scuză. Ok, deschid. Ah, no! De ce ia? De ce? Nu. Copil prost, dau pagina acum, rep. Bun, și aici am intervenit eu și am completat pentru că trebuia să completăm. Ce avem? Dacă ai rămâne pe o insulă pustie pentru tot restul vieții, ce ai vrea să ai cu tine? La categoria jocuri video, pe vremea aia am scris Minecraft pe primul loc, deci pe primul loc, mă, mai FS Most Wanted și Skate 3, da, mi-aduc aminte. Nu, de fapt nu mi-aduc aminte când am... Cânte, ce, fii atent aici, mă! Vara nu dorm de connector, băi, fratele, mă, mă. Ai Sexy and I Know It și Park Heroes. Cum să ascult muzică electro, mă? Băi, eram copil prost, adică nu eram, încă sunt, dar... Bun, cărți, jurnalul unui puști. Vremea dacă mă întrebai, bă, Luciu, mă, tu ce cărți ai citit așa? E că, cum, mă, ne-am citit jurnalul unui puști 1, jurnalul unui puști 2, 3, 4, 5, nu? Colț alb și vine tu. La colț alb am plâns și vine tu, nici măcar n-am citit-o. E un roman foarte mare și am auzit la mama că e șmecher și l-am scris și eu aici. Tu dai seama, eu... Bă, dar vreau să văd în ce an, mă, în ce an. Bă, dar în ce an e asta? Da, mă rog, acum azi chestii cu dacă mi s-au întâmplat. Nu, trecem pe... Test de personalitate. Care este animalul tău preferat? Câinele. 4 adjective care să descrie animalul care îți place. Șmecher, cool, bun și simpatic. Bă, tu îți dai seama, e un animal cool, frate. Adică ar trebui să poarte ochelari, să poarte blugi așa mai largi pe el, ca să fie cool, îți dai seama. Care este culoarea ta preferată? Mov, bine, asta e și acum. De fapt e violet, mă rog. Fiți atenți acum. 4 adjective care să descrie această culoare. Tare, frumoasă, beleamă și băiețea. Băi, tu îți dai seama, deci unei fete n-are voie să-i placă, mă, bă, violetul. Nu, e băiețească. Mă dau pagini, că nu mai... Aici trebuia să fac eu o bandă desenată de asta, mama ei. Aici scrie, tată, uite-te la pisica noastră, pare speriată. Nu-i speriată, e înghețată bognă. Ți-am spus de un milion de ori să nu mai lași afară peste noapte. Ai, 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 mamă. Trebuie să fac și eu una, știi? Sper din tot sufletul că aveam inspirație atunci. Și creativitate, deși nu prea cred. Ei, îmi dai și mie ciocolată topită? Nu-i ciocolată, din păcate. Ai, 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 mamă, ce glumă. Ai, 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 mamă. Băi, ce dume am, nu-mi vine să crezi, nu-mi vine să crezi. Nu înțeleg, de ce rămâi așa prost? No! Ce ai în minte? Aveam skate, o bucățică mă de skate, eu eram mare skater atunci, îți dai seama. Aveam aici jocuri video, eu nici n-aveam calculator, n-aveam calculator, mi-mi plăceau jocuri, dar eu n-aveam, bine, n-aveam în minte. Mă jucam virtual, imaginar, e o chestie nouă. Weekenduri. Ce aveam în minte weekend? Muzică, eu ascultam, fai, era vara cu connector, dai, de cam. Aveam fete, bă, dar uite cât aveam, mă, câtă porțiune de fete, bă, ești nebun, eu eram, plăceau fetele mie, măi, aveam mâncare și somn, da, e forță rău, extraterestre ne vor vizita planeta în anul 2050, am pus eu, știi, uite aici scrie 2050 și vor face următorul anunț. Pe cine îl cheamă Lucian, se vor îndeplini 10 dorințe plus 1 milion de euro. Bravo, tată, eu mi-i chit carte aici, nu mai pot. Ești, trebuie să te aplaud, ești ăsta din trecut, ești creativ, ești, aveai glume bune atunci. Aaaa, ce am găsit aici, mă? Aici aveam ce o să se întâmple în viitor. Nu știu dacă se vede sau nu, chiar habar n-am, că nu mai am cam. Mai curajoase 5 predicții pentru viitor. 1. Băieții vor avea voie să tragă fetele de păr. Deci înseamnă că aveam și eu păr un pic mai lung, de mă trăgeau fetele de păr. Pare lumea cu parașuta, ca oamenii să arunce cu bani la mine, ca fetele să pupe băieții. Cine știe ce aveam în minte? Fete și weekenduri. Vă dați seama, și connector, vă dați seama. Aici e tipul ăla cu peste 30 de ani. Hai să vedem ce vedeam, cum mă vedeam pe mine în 30 de ani. O să fiu căsătorit? Nu prea cred. Să am 2 copii și un câine pe nume Skip. Dar nu vreau să-l cheme Skip. Vreau să-l cheme Benjamin. Sau Benjamin. Benjamin, hai, cuțu Benjamin. De ce Skip? Crezi ca basketbalist și o să câștig un milion de euro pe bătare? O să merg în fiecare zi la serviciu cu un jetpack. O să am aproximativ aceeași tunsoare. Deam cu părul lui și peste 30 de ani. Tu dai seama ce cretinitate era? Băi, băiatule, băi, viitoarea ta acasă. Bazin interior, pizzerie, numai mai... Băi, eram terminat, băi, faptul că n-aveam calculator. Vedeam la alții că se joacă cinema. Oi de cap, băi, trecem peste. Faturi pentru bobocii de anul viitor. Băi, eu cred că eram într-a 5-a sau a 4-a. Să nu te iei ideea mai mare că ție bătaie.
Bravo, băiatule. Să nu tragi fetele de păr, dar să stai cu ele. Băi, nu cred așa. Să nu tragi fetele de păr, dar să stai cu ele. Bravo. Te aplaud din nou, te aplaud. Băi, erai un geniu în trecut, băi, erai un geniu. Nu știu cum de... Trebuia să fii la Harvard acum, bă. Să fii șmecher de pe atunci. Economisești pentru mai târziu, hai să vezi. Da, eram într-adevăr un... A, asta trebuie să citesc cu preferatele versus nepreferate. Adică, ia să vedem, frate. Emisiune de televiziune. Show obișnuit, la care nu plăcea era nimic. Plus că nu-mi plăcea, bă, dar m-am uitat la toate episoadele. Bă, vă jur, bă, că mi-a plăcut. Adică nu știu ce am zis că nu-mi place. M-am uitat la toate episoadele, la fel și la Violeta, frate. Mâncare, pizza, ficat cu măsline. De ce ai combinat ficat cu măsline și de ce nu? Bă, nu înțeleg cum de nu-mi plăceau chestiile astea, bar n-am. Vedetă, gras XXL, salam Florin. Salam Florin, nu Florin salam, salam Florin. Era respectabil. Revistă Bila și revistă Bar. Dar să zic că îmi place revista de benzi desenare. Nu, frate, am zis că îmi place revista de la Bila. Tu îți dai seama, e... Doamne, doamne, hai să mai răsfoiesc pe aici. Ce mai e? Ai mers cel mai mult pe jos 20 de kilometri. E, într-adevăr, am mers până în București pe jos. Parcurg în fiecare zi 20 de kilometri. Cele 4 regi pe care le vei propune când vei ajunge președinte. Oamenii să nu mai poluezi. Inexistent, imposibil. Să nu mai existe mâncare rea și care să îngrași. Da, într-adevăr, dau pe afară, nu? Să existe mașini și fabrici pe bază de aer. O să-mi bag televizorul în priză în aer, așa, o să-l bag în aer și o să le viteze, așa, și o să meargă, că, da, cum să nu, nu. Da, păi aici mi s-a închis camera și, da, vă dați seama ce urmează. N-am mai făcut nici altru nimic, nici n-am observat, nu mă rog, nu mai contează. Eu zic că ne revedem data viitoare, nu știu, sper și acolo un follow pe Instagram, pe Facebook, pe alea, toate, nu? Gata, bă, v-am pupat șacalilor. Salutați-vă, mamele, și pa, pa, pardon, era pa! Încă petrec de drag cu chefului, fac rap de dragul rapului și stau în studio până văd soarele în albul becului. Am mai marcat o bornă din ceva idei de churn. Ce detaliu în imaginea mea de ansamblu, sunt o dronă, ce? Borne sufletești, cam așa-mi văd eu scrisurile. Ia cu real, ia visurile, dar vouă vă plac disurile. Mie-mi plac bisurile și încă o dată că-mi plac tristurile.